Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de Scrum Mechanic Survival. Data aceasta v-aș minți dacă ar spune că nu m-am jucat foarte mult, pentru că m-am jucat foarte mult, cred că am undeva la 11 ore sau 12 ore pe hartă, ceva de genul. Da, și n-a apărut jocul de foarte mult timp, deci mă închipuiți. Ce să zic, mă băieți, îmi pare rău că l-am postat, sincer, nu vă spun adevărul, nu am simțit eu că pot și am starea generală să filmez. Și bă, când încep filmarea trebuie să treacă tot, acum trebuie și un motocicleta pe afară, incredibil. Ba, îmi pare rău că nu se vede un pic nu mai bine și că e foarte întunecat. I don't give a fuck, nu știu ce să-i fac efectiv. E așa merge și acum hai să încerc, trece la episod, după azi s-am cătrânză ca prostul. Nu, băieți, ăsta e un mic găduleț aici, a făcut și pam 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 pam, acolo e un început de o bază, nu v-am început direct cu baza făcută, dar cu nivelul 1 da, l-am făcut, l-am antrenat. Avem aici un oarecare garaj pentru mașinile astea două, ăsta e un buggy și o să vă spun imediat povestea lui pentru ce a fost creat. Ăsta, v-a dat seama, mașina de minat, unde intră două cuve de alea aici în spate, cred că cuve de alea, I don't know. Am făcut aici o chestie mișto care se învârtă gen non-stop, nu știu, mi s-a părut mișto și se învârte stânga-dreapta. Pentru că se mai dezactivează. Aici e refinery. Aici astea trei, nu merg toate trei odată, nu văd. Merg două și mă gândeam să fac două, câte două și să mergem de două ori și chestii de genul. Adică să mai fac încă una. Aici este o căsuța poștală. Facem așa, vă prezint ce facem în episodul ăsta. Stați că nu facem nimic, Caterin, sau nu știu, vedem. Funcție cum merge. Deci eu sunt în momentul ăsta atent cum merge camera, microfonul, deși bă că nu s-a oprit. Dar vă spun că am avut o groază de probleme cu el, cu ele, când am început. Bă, microfonul l-am mai făcut, cum l-am mai făcut să meargă? Adică doar nu mi l-a găsit OBS-ul și l-am găsit eu până la final. Dar webcam-ul, bă, a făcut niște probleme. Și acum dacă vă uitați gen aici, la microfon unde am astea, vedeți că se vede urât, se vede iurea. Da, nu știu. O să-l schimb după ce trece nebunia asta. Astăzi este fix 12 și 4 minute, adică 12 martie, adică mai avem 2 zile și ieșim din carantină. Sper și sperăm să fie deschis și mall-ul ca să pot să mă duc, dar nu o să deschid oricum. Ca să pot să mă uit de webcam, pentru că m-am uitat pe site, pe mag, webcam. Vreau să iau o variantă nouă, adică vreau să iau 920 care e 1080, ăsta e 720, ca să creștem și calitatea totodată. Dar văzut la 1000 și ceva de lei, boss. Și destul de vechi, au apărut webcam-uri 4K și mai știu eu ce nebunii. Dar, mă rog, dacă nu-l găsesc mai fiind, mă rog, m-am uitat pe 1000 de Galaxy și l-am văzut la 500 de lei până ceva de genul. Ce ok, sau chiar mai puțin, nu mai știu exact. Și așa că o să merg în magazin și o să văd dacă nu o să le iau tot pe ăsta, pentru că își face treaba foarte bine, doar că are acum niște probleme. Uf, am vorbit deja foarte mult, mi-a ieșit din mână. Aici avem cum intrăm în casă, o mică terasă, o nu știu ce, aici stai la o cafeluță, nu știu ce, bună dimineața, aici în spate chestii pe care le-am aruncat, păi, niște roți care le-am mai folosit, niște d-astea care le-am găsit. Așa, vezi că avem roți bune peste tot și acum hai să intrăm, deja suntem automați, deja avem bine făcut toată treaba și frumos aici, ideea asta cu barul ăsta și chestii, l-am copiat tot de la Trex. De pup trec, nu o să trăiți viața ta la clipul ăsta, probabil, dar, mă rog. N-am făcut nimic din mâncarea asta, dar pe aici, vedeți ce mâncare am la mine. Avem sput gun și multe gloanțe, am foarte, foarte multe gloanțe. Dar, nu vedeți, conexiuni sunt multe pe aici. Și am ascuns toate alea ca să nu se vadă. Avem un radio, aici avem 3 canisteri de benzină, dar nu avem doar atâta. Să vă arăt și prin chesturi ca să vedeți cam pe unde suntem. Niște fertilizator, aici avem un simș pe care nu știu să-l mănânc, frate. Cum dracu se mănâncă simșul ăsta? Mă, l-am pus, așa l-am pus. Sau îl pui pe aici și mănânci din el. Nu merge. Sau dacă ții neapăsat. Nu merge, ok. Rafinăria aia, după cum vedeți, avem aici o chestie și dă direct în chestul ăsta, unde avem toată piatra, lemnul și metalul ăsta neprelucrat. Mânca nasul, îmi place. Am fost ieri sau nu? Ieri nu m-am jucat. M-am jucat seara. Așa. Dimineața, de fapt. Scuze.
Avem niște astea, aveam mai multe, aveam până aici, doar că am mai consumat pe aici prin construcție. Avem aici niște de alea de aruncat pe jos, dar nu prea ne trebuie. Avem aici dresbotul, dacă vă întrebați cum sunt îmbrăcat, uite, așa sunt îmbrăcat și așa arată caracterul meu. Da, și mai am pe aici niște haine, niște hăinuțe. Așa, avem și un ghiozdănel. Aici este camera, frumos, camera unde dormim. Îi trecem mâna la craftbotul ăsta pe aici, oricum îl mutăm sus. Stați că să-l mutăm sus. Aici am făcut eu așa un A de la Alex. Aici o plântuță mică aici de dormit. Aici avem niște cărniți, în caz că vrem aici câți zonule. Frumos, o să fie lumina când avem nevoie. Avem craftbotul level 5. Pentru ce putem crafta, tot ce se poate crafta. Extended Metal Block. Durability, mai bun Metal Block-ul ăsta, dar mă gândesc că e mai mult, mă uitam că e mai mult. Și nu știu, pentru că gen, ai nevoie de 5 de astea și îți dă 10 de astea, ceea ce înseamnă ar fi wow, să ne facem baza de metal, dar că... Durability, boss, e nasol. Deci că acum demontam tot ce am făcut cu piatră, dar nu cred. Bă, cu piatră, dacă ar fi să arate mai frumos, aș face d-astea. Îmi trebuie 10, efectiv, și na. Deci cam vedeți, cam asta e pe aici. Ați văzut și prin chesturi aici, mult, mult de ăsta. Am uitat cum zice, miere, multă miere, circuite la greu. S-au mai dus din ele ce mă bucur, un buton care nu știu ce caut aici, cred că l-am pus random. Stai aici. Ce am să te blocuri aici? Aici niște de-astea de apă, trebuie să mă să mai iau niște de-astea, avem un WC-ul. Doamne ajută. Semințe, acestul ăsta era plin cu semințe, cu stacuri de semințe. La angulet am păstrat câte una din fiecare aici încet ca să le am. Aici știți că am avut nevoie ca să facem sputgun-ul. Așa, și aici vine Ember, tat. În două chesturi pline de Ember, aproape pline. Pentru că și acum o să vină povestea, vedeți că am și foarte multe canistre de benzină. Mai am și astea aici, mai am și un stack și puțin la mine. Acum vine povestea acestui buggy. Am stat și am căutat 2 ore o pădure de ember. Nu cu buggy-ul, pe jos. Am dat încojur de harta, am căutat, am nu știu ce bine încojur. Nu m-am dus pe apă, adică m-am oprit la apă. Și n-am găsit nimic. Bă, nici o pădure de ember. Fac eu, mă umplu canistre de benzină. Aveam vreo 20 de stack-uri aici înșirate cu de benzină, să du-te, pune chest în spate, să mă umplu. Bă, în 10 minute am găsit pădure de ember când m-am dus cu el. Cum e posibil așa ceva? Nu știu, nu mă întrebați. Și deja se face noapte, cred că dura mai ok. Bă, nu știu, n-aș vrea să se facă noapte și nici nu știu ce aș putea să fac episodul acesta ca să pară cât de cât interesant. Am schimbat scaunul, băieți. În caz că v-ați dat seama, am schimbat scaunul. Nu știu cât de mișto se vede. Dacă vă place acolo, like. Bă, nu știu, ziceți și voi în comentarii. Nu știu dacă o să lase cineva comentarii. Dar dacă o să vrea să lase, spuneți ce aș vrea să facem pe hard. Sau ce aș vrea să vedeți mai multe în episodele de scrap. Pentru că aș vrea să încep să postez. Nu mai promit că postez, nu, deci nu, eu nu am cum să mă țin. Și vă spun, nu am cum să mă țin de postatul zilnic. Pentru că fiecare zi se întâmplă ceva diferit. Mai ales acum, să zicem că zilele astea, 2, 3, cât mai sunt, pot să postez. Dar după, vă zic eu că, nada, nimic, nu, iar moare și nu mai postez nimic. Așa că, bă, să vă așteptați la un clip pe săptămână, minim. Și asta cu speranță maximă, gen. Și dacă nu, probabil 2, 3, cam așa, 2, 3 pe săptămână. Și poate vedem, facem cumva un live stream, vedem cum mai decurge nebunia asta. Vrei să-mi pun aici mâncărică? Dar asta nu prea ajut la apă. Nu prea ajută, nu? Da, păi ar trebui să-mi pun niște roșii la făcut, dar după ce crește ferma aia. Știu că în jocul ăsta e întuneric de obicei. Bă, deja a crescut boss așa de repede. Să nu se iau niște roșii. Și bă, aș face ferma mai mare ca să pun două cu două. Dar nu știu ce să zic. Dar hai să facem până la urmă, că de ce nu? Am acolo un stack de cartofi. Ne, oricum, mâncare am mâncare forță.
N-am sacuri de aia la mine. Hai să punem aici niște sacuri. De-astea. Bă, sper să nu-mi dea fermă neautorizată. Când de iar fermă neautorizată, deci m-am chinuit atâta să nu-mi dea fermă neautorizată. Că am înnebunit, boss. Am înnebunit, deci... Efectiv, dacă îți dă fermă neautorizată, nu mai, gata, s-a dus. Să orice speranță, nu mai poți să te duci la lucru, nu mai poți să faci nimic. Efectiv, nu mai faci nimic. Dacă ți-a dat fermă neautorizată, ești pa. Și aici nu mai am piatră și oricum mai am piatră de nicio culoare, deci, na. Da, shift-up, pare rău. Și așa cum o să punem țâc, țâc, țâc și țâc, 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 țâc. Cu speranța că nu o să primim fermă neautorizată, Doamne ajută. Și ne-am pus așa, că îmi trebuie în inventar. Bun. S-a făcut și un update azi la joc. Super mișto. Vedeți, super mișto, s-au băgat niște chestii noi. De fapt, nu s-au băgat niște chestii, s-au reparat niște bug-uri. Asta vreau să zic, nu știu ce sunt chestii noi. Haide. Și acum cu mică speranță, sper să nu-mi, dea fermă neautorizată. Doamne ajută să fie privit. Pentru că am ferma asta aici, mai am una acolo, cât am până am făcut spudgaunul ăla, dracii. Deci, na. Așa, aici nu mai avem niciun oșuleț de la. Băi, aici potato ammo container. Nu poți să faci ceva? Connecting to a mutable squad gun with a trigger to shot potato ammo. A, gen practic pe ăsta îl umpli, îl conectezi la o armă. Nu? Da. O armă de asta care de asta nu e gen cum e scutganul ăsta. S-au pus astea? Scutgan. Am dus chemul. Aba nu. Da, e ok. Nu știu. Ananas, boss? N-am văzut ananas. Nu știu cum. Asta e trage rapid și ăsta e shotgun, nu? Dar n-am văzut nici de ăsta, nici de la alt. Poate, nu știu cine știe. Mă, aș vrea să vă descriu ce-mi de la unde ăsta, dar nu știu. Da, mă, băieți, Soul Blade ăsta putem să craftăm. Cred că putem să craftăm 100.000. Da, și nu v-am arătat. Doamne, m-am dat fermă. Sau idiot. Da, m-am dat-o. Perfect. Punem astea așa. Așa că v-am arătat aici liftul, frate. Am făcut un lift. Îți joanule. Bam, aici sus, v-am zis să stau craftbotul ăsta să ajungă înapoi sus pentru că e nebunie cu el. Așa, și ca să știți sistemele, toate le-am ascuns aici. Ăsta e un clock, l-am găsit pe YouTube, am căutat pe YouTube cum să faci un clock. Trebuia, știam că trebuie să existe ceva ca în Minecraft, m-am băguit în interior. Trebuia să existe ceva ca în Minecraft, să poți face un clock, ceva, și uite că există ceva care se meargă la infinit fără să apești pe buton și mai acolo... Un controller destul de upgradat, adică, bă, asta îmi place, că uitați cum arată, frate. Upgrade, dă niște chestii cu roz, cu albastru, pardon. Boss, uite cum arată un controller de gen. Mi se pare, wow, pare super șmecher. Mi se pare că șmecher că au făcut chestia asta să poți să, pe măsură ce dai upgrade, să arate diferit, adică uitați cum arată suspensia. What fuck? Aici, ăsta e level 2, mi se pare, nu, e level 3. Level 3 seat. Și uiteți cum arată ăsta de motocicletă și avem și aici parcă un level 2. Dacă nu mă înșel. Da. Level 2. Și am auzit-o. Am zis că am auzit o reclamă, dar ce se mai gândează? Aici avem un level 4 engine, gas engine, deci arată super mișto, la fel aici. Ăsta e upgradat. Da, cred că da, dar e level 2. Asta n-ai cum să le dai upgrade, dar mă rog. Epic, use, pick up, nu prea ai ce să-i faci, aici astea. Nu, băieți, asta a fost un clip de prezentare, pentru că nu prea știu ce să fac. Pentru că nu mai știu la piatră, pentru că e foarte plictisitor. Și de văzut, și de orice. Dacă să facem live-ul ăla, asta o să fac, dar în clipul, nu știu, o să vedem. Cam asta e povestea acestui buggy, v-am spus-o, da.
Acum a plăcut acest episod de prezentare și mai vreți episod de Scrap Mechanic să vedeți ce nebunii mai fac eu pe aici și ce chestii astea și tot și astea între timp. Ca să le mut în casă, nu de alta. Acum mai am loc în inventar. Acum mai am. Așa. Și aș mânca și asta sau asta îl las. Dar nu în formula asta. Așa. Prea mult lemn am consumat pentru asta. Da, înveți. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut acolo un like și neapărat un share să vadă cât mai multă lume. Eu am fost Alex Foxlex, cum vreți să-mi spuneți. Și noi ne auzim data viitoare. Ceau, pa, pa.